Ultima noastră discuție în contradictoriu diesel versus benzină s-a terminat cu Bratu, care m-a pleznit peste ceafă și mi-a explicat că în ultima vreme motoarele pe benzină sunt atât de eficiente încât nu mai are niciun sens să-ți cumperi diesel doar pentru că ar consuma mai puțin. Aceste două variante de seria 7, spre exemplu, sunt atât de diferite conceptual încât nici n-ai putea crede că au performanțe aproape identice. Acesta este un 740 diesel propulsat de un motor cu 6 cilindri în linie de 3 litri și 313 cai putere. Acesta, în schimb, este un Activ Hybrid 7 propulsat tot de un motor în 6 cilindri, tot de 3 litri, de data asta pe benzină, plus un motor mic electric. Împreună ele produc 354 de cai putere. În mod normal, nu aș fi stat pe gânduri și m-aș fi aruncat în mașina pe benzină pentru că ea este mult mai rafinată și deci mult mai plăcută. Dar un cititor fidel al paginii de Facebook Autograma a cerut de la mine mai mult realism și să gândesc mai logic chiar și atunci când vine vorba de mașini mai scumpe. Așa că am decis, înainte să dăm un verdict despre aceste două mașini, să conduc și eu dieselul într-o cursă. Pardon, într-un test de consum. Un test de consum însă ar fi absolut irelevant fără presiunea timpului, iar gloria câștigătorului n-ar însemna nimic fără mizeria celui care pierde. Prin urmare, am hotărât să facem un pariu, pe o șaorma. Traseul testului este de la București la Piatra Neamț, cu punct final de oprire în singura stație de alimentare cu carburanți din România, unde poți să comanzi și o șaorma sau un kebab. Cel care câștigă trebuie să ajungă la destinație în maxim 4 ore și cu cel mai mic consum posibil. Cel care pierde va fi obligat să mănânce o shawarma vegană de la Socar. Ca să nu existe nicio posibilitate de fraudă, producătorul nostru s-a activat, ne-a făcut plinul și apoi ne-a sigilat rezervoarele. Dacă e să fiu sincer, după cum arată lucrurile în momentul ăsta, mie mi se pare că am cam tras paiul scurt în competiția de astăzi. BMW dă un consum declarat pentru dieselul de 3 litri și 313 cai de 6 litri la 100 de kilometri, chiar și în varianta cu tracțiune integrală. Ei bine, pentru Active Hybrid 7, consumul declarat BMW este de 6,8 litri la 100 de kilometri. Eu de când am plecat, n-am reușit să scad sub 8,5. E drept că am avut niște trafic prin București și la ieșirea din oraș. Acum, odată ce s-a eliberat drumul, încerc să păstrez o viteză cât mai constantă, pentru că asta este singura șansă pe care o am în competiția de astăzi. Să mă folosesc cât mai mult de funcția de coasting a hibridului și să merg cât mai mulți kilometri cu o viteză cât mai constantă. La început, am fost amândoi destul de liniștiți, dar apoi ne-am frustrat ușor pentru că nu puteam exploata întreaga plăcere de a conduce BMW din cauza testului de consum. De plictiseală, am schimbat impresii pe telefon. Oh, domnul Costin Giurgea ne sună. Da, Costin Giurgea. Ce faci, Tudor, brat? Cum e viața din diesel? Nu prea știu cum e viața din diesel, pot doar să spun că... Eu trebuie să-mi arăt respectul pentru ce-a făcut BMW cu o mașină diesel. Mașina asta este fenomenală și aș putea chiar să-ți explic și de ce. Așa, ia zi-mi. Vreau să zic că mașina în care mă aflu are atât de multă forță și merge atât de tare. Trage, vine așa în rezervor, trage și se duce motor. Și motorul trage și te împinge, este absolut incredibilă mașina asta. Și este incredibil cum poate să meargă. Am înțeles. Atât de tare mașina asta. Iar am aici un buton, am Dynamic Drive și pot să o trec în modul Sport Plus, să merg cu 250 la oră când mașina stă pe drum în Sport Plus, aproape ca un M5. Este incredibil la cât de mare e. Dar am și modul Eco Pro al jurnalistului care își face pagină de Facebook, de unde nu încasează niciun ban și reclamă și trebuie să fie zgârcit cu combustibilul de rezervor și merg pe Eco Pro și crește autonomia, frate. Sincer, nu știu dacă aș vrea să mă urc în mașina în care ești tu acum. Ceea ce e foarte tare la hibridul ăsta este că
Știi că inițial a fost făcut în parteneriat cu Mercedes. Hibridul ăla S400 hibrid de la Mercedes are același sistem pe care îl găsești pe Active Hybrid 7. Numai că în timp ce la Mercedes este dat pentru economie, la BMW este dat pentru power, știi? Pentru că există două accepțiuni ale cuvântului eficiență în lumea asta a producătorilor de mașini. Unii, cum sunt așa Mercedes și Lexus, se duc așa pe partea, ok, eficiență ce înseamnă? Să dăm consum mai mic la aceleași performanțe. E bine, BMW a venit și a zis, băi, din punctul nostru de vedere, eficiență înseamnă să dăm mai multă performanță la același consum. Auzi, de aici, din diesel obosit. Așa. Am un buton aici, am un butonel, știi? Dar nu te gândi la prostii. Așa. Și mie mi-arată 7-7. 7-7 ce ți arată 7? Aureu, 7-7 consum? Da. La mine e 9-1. 9-1. Îți dai seama cum e să fii lângă o șaormerie ca la mama ei? Să miroasă carnea proaspăt, așa, să lase gura apă și tu când te uiți în sandwich-ul tău să vezi așa niște cartofi obosiți de aia din pungă, plin de ulei și de ketchup, aia o să mănânci tu, Georgia. Pentru câteva momente, e drept că mi s-a întors un pic stomacul pe dos cu gândul la o cină fără carne. Din fericire pentru mine, bratul s-a bucurat un pic prea devreme, iar Dumnezeu nu bate cu parul. Pe la jumătatea traseului, colegul meu s-a trezit cu o eroare de presiune în pneuri, care l-a costat vreo 40 de minute și o mulțime de nervi. Cu toate astea, avantajul dieselului în fața hibridului la consum devenea din ce în ce mai mare. Dacă Tudor nu face mișto de mine, la ultima convorbire telefonică am aflat că el are consum 7,2 cu 740 diesel, în condițiile în care eu am venit până aproape de Bacău cu 8,4%. Asta înseamnă că, pe scurt, nu mai am nicio șansă să reduc diferența de consum și va trebui să mă concentrez măcar să ajung în timp util. Între timp, la intrarea în Piatra Neamț, după un drum minunat pe 85, presărat cu toate lucrurile pe care le găsești de obicei pe 85, de la accidente și până la tot felul de blocaje în trafic și șoferi care ar trebui să treacă pe la școala lui Titi Aur de vreo 2-3 ori, am ajuns la Piatra Neamț. Am un consum excelent pentru condițiile de drum, 7.2 într-o mașină diesel de 313 cai, este foarte în regulă. Nu am nici cel mai mic dubiu că o să câștig. Domnul Giurgea este aici, desigur. Așa e, când ai ceva cai în plus. Ce? Bagă-n pompă. Bagă tu. Bagă 60 pompă. De litri. Ai bani la tine? N-ai? Mai dă-i față puțin. Pe traseul București-Piatra Neamț, Active Hybrid 7 a consumat 34 de litri de benzină, ceea ce înseamnă o medie de 8,5 litri la 100 de kilometri. Pe de altă parte, în 740D au intrat în rezervor doar 29,5 litri de motorină. Nu știu regula de 3 simplă și așa și nu sunt foarte inteligent, dar asta e mai mic decât 34, deci am consumat mai puțin. Așa este, bratul a consumat mai puțin. Dar, după cum spuneam și la început, un test de consum este absolut irelevant dacă nu este făcut sub presiunea timpului, iar bratul a ajuns cu 12 minute mai târziu la destinație. Într-un final, am intrat în stație, am trecut pe lângă raftul cu ciocolată și am comandat o șaorma cu de toate și una cu mulți cartofi din aia făcuți la friteză în mult ulei. Eu n-am avut pană, dar au făcut senzorii aia și nu-i cinstit să mănânc asta. Uite și cum arată. Eu cred că dacă vorbești cu prietena ta, s-ar putea să dea un sandwich cu ce-ți place ție. Mai ales dacă îi spui prin ce ai trecut.
O să plec acasă acum? Din ce înțeleg, shaorma fără carne și cu mulți cartofi nu e chiar o plăcere, așa că mai bine nu puneți pariuri pe care nu sunteți absolut siguri că le veți câștiga.